Vor două partide care formează coaliția și este normal ca să avem o discuție între guvern susținut de actuala coaliție și liderii coaliției. Nu, uitați de pilonul 2. Este o propunere, deci nu mai răspund la acest lucru. A fost o propunere a Comisiei de Prognoză, Comisiei Naționale de Prognoză, neagreată de guvern și nu pot să vorbesc despre ceva care nu am agreat, nici nu m-am uitat pe propunerea respectivă. Nu discutăm despre pilonul 2 în niciun caz. În mod sigur există salarii pentru pensii și salarii. Domnul ministru Eugen Teodorovici a confirmat acest lucru. Nu există nicio problemă și chiar aș vrea să nu creăm îngrijorări în rândul pensionarilor că nu am putea să le dăm pensia sau în rândul salariaților. Sunt bani de salarii și pensii. Domnul președinte poate să spună, e opinia dumnealui, dar eu vă spun realitatea, avem bani de salarii și pensii. Vedeți, că încă un pas în războiul acesta împotriva dumneavoastră, că vă caut acum în sertare, cu fonduri europene, cu pensii, cu salarii. Este opinia domnului președinte. Eu întotdeauna am fost adepta consensului, a unei abordări interinstituționale foarte bune. Nu vreau să aduc, să comentez acest lucru. Eu voi merge pe drumul meu. Pentru mine important este să duc la bun sfârșit programul de guvernare și voi face acest lucru. Pentru absorbția fondurilor europene. Domnul Iohannis a spus că am absorbit foarte puține fonduri europene. Domnul președinte a uitat să spună că face referire la perioada 2014-2020. În 2016 noi nu aveam nici măcar acreditate autoritățile de management și aveam zero absorție fonduri europene. Deci, haideți să vedem, am pornit de la zero și totuși acum avem 16% față de media europeană de 18%. Avem în spatele nostru țări puternice precum Germania sau Italia. Vom face toate eforturile ca să avem o absorție cât mai bună a fondurilor europene, să avem proiecte. Vom încerca... Mulțumită de proiectele care există acum și de măsurile care s-au luat, de câți bani am atras? Cele câteva luni de când conduc acest guvern am făcut eforturi foarte mari împreună cu ministrul fondurilor europene, cu ceilalți miniștri, pentru a avea cât mai multe fonduri și nu uitați, noi avem și o posibilitatea unei dezangajări, facem eforturi foarte mari ca să nu avem această dezangajare. Ajutoare pe toți. Sociale. Da, sunt toate. Mai sunt 27 de miliarde de avem speranța să reușim. Domnul președinte s-a referit la perioada 2014-2020. Știm că există regula M+3 în care putem cheltui aceste fonduri până în anul 2020. Pentru firme?